Domnule primar, bună ziua, bine v-am găsit la dumneavoastră acasă. Bună ziua și bine ați venit! 31 de ani de primărie. 31 de ani de activitate politică și administrativă, dar 90% administrativ și 10% politic. Aha, și care mai 10% e ca la transpirația cu inspirația sau care cam mai... așa ceva. Deci la politic, la mine doar politicul lucrează în cele 30 de zile cât e campania electorală. Restul fac administrație publică, deci când vă găsesc revoluția acum 31 de ani în urmă, eram și sunt un om de stânga. Deci Frontul Salvării Naționale m-a propulsat ca și primar interimar 2 ani de zile, deci 89-92. În 1992 a apărut legislativul local, consiliul local, funcția de viceprimar și consiliul local și de atunci, din șapte mandate, din primul tur, am câștigat primăria, deci din 6-7 contracandidați la diferite poliții. Acum, cum să fiu, n-aș vrea să spun că l-ați văzut pe Mesia pe pământ. Am avut și candidați puternici, am avut director de școală, profesor, secretar de primărie, maestru, președinte de cooperație. Am avut și mai puțin pregătiți cu care, efectiv, mă jucam ca pisica cu șoarecul. Deci, într-o competiție administrativă, la ora asta, nu mi-ar fi frică. În schimb, fiorii trec ca acum 28 de ani în urmă, când am candidat prima dată. Și, bă, trebuie să fie un secret, cumva. Știți cum e? La 50 de ani de la căsătorie, oamenii întreabă, care e secretul? Vă întreb și eu la fel. Care e secretul? Cum de... Încă de la început. Eu am promovat la primărie, eram la data aceea cel mai tânăr primar din țară. Am debutat în administrație, lucrasem ca agronom la fostul CAP Bozieni și când am intrat atunci, la 28 de ani, activitatea nu se știa. Era căderea comunismului, trecerea comunist la capitalism. Eu aveam doar 28 de ani, mă făcusem stagiatura la CAP ca și agronom. Când îmi zice domn primar, eu parcă mă uitam în altă parte, credeam că nu-mi spune mie. Deci, efectiv, la acele vremuri și la acea vârstă, nu știam efectiv la ce mânhăm. Ca să, după a venit fondul funciar, care a fost cel mai grav din toate, deci perioada 89-90 până în 2010, azi ne-am ocupat, că nu a fost ușor să dăm pământul înapoi, să dăm terenurile. Între timp, în regimul comunist, s-au construit case, s-au construit locuințe pe terenul altora, deci erau generatori de conflicte. Deci 10 ani de zile am lucrat în sistem fond funciar. După care, din 2000 încolo, tot am urcat și am început să facem investiții. Și acum să revin la prima întrebare care m-ați întrebat, ca să nu lungesc vorba. Nu este greu să ieși primar. Este foarte greu, mai ales în timpul trecut se ieșea foarte ușor, cu brichete, cu anunțuri, cu așa. Cel mai greu este ca să te menții în această funcție, pentru că odată cuvântul dat către om rămâne lege. Deci, dintotdeauna am pus mare accent pe cuvânt, pe vorbă. Eu dacă vorbesc cu un cetățean, indiferent de pregătire, la mine are loc și deșteptul, și cel mai puțin pregătit, și bețivul, și nebunul. Am harul de a negocia și de a nu incita spiritele. Deci punem odată dialogul. Dialog și comunicare cu ei. Dacă îl văd că e nervos, vă dați seama, la un foc de benzină sau indiferent ce foc, nu dai cu gaz pe el ca să-l aprinzi mai tare. Trebuie să-l temperezi. Ordinea 2, dintotdeauna mi-a plăcut să respect ceea ce am spus. Deci dacă am fixat un moment de întâlnire cu, respectiv, v-am spus, nu fac departajare sau pe timpul mandatului să fiu primarul PSD-ului, exclus. Deci pentru mine ușa stă deschisă cât stau la servici, intră care vrea, nu am oră de audiență de 31 de ani, deci doar teoretic pe ușa am un program de audiență cu care e efectiv mi-l ceri, dar audiența la mine este zilnic. Deci intră începând de la minor, de la copil, până la tataia care are 90 ceva de ani. Păi am văzut că și noi am intrat toate ușile deschise până la asta în birou. Toți salariați în primărie, funcționari publici, deci nu mai sunt funcționari care erau odinioare, toți sunt pregătiți din punct de vedere administrativ, toți au studii superioare la nivel de primărie. Toți sunt angajați în decursul anilor de 31 de ani, este o generație tânără ca și vârstă până la 50 de ani, deci toți. Eu momentan acum am făcut 58 de ani și efectiv aș putea să mă dau deoparte din funcția administrativă și politică, pentru că de stânga am fost la Revoluție, de stânga sunt și în momentul de față. Am avut diferite promisiuni să trec, să migrez. Acum trebuie să vă spun cu regret că l-am refuzat inclusiv pe Culiță Tărâță, regretatul Culiță Tărâță, care era original din Comuna Bozieni și îmi pare rău parcă că i-am făcut refuzul ăsta și poate o plecat la cele veșnice, poate și cu regretul că la comuna lui nu a avut un primar de la partidul lui. Dar revenind înapoi... Că v-ați ținut de drumul pe care l-ați ales la bun început.
Îmi este rușinii de oamenii care se trădesc, deci să vă spun, dar nu un secret, pentru că dumneavoastră presa sunt ne păziți, adică ne păziți de greșelile, să nu facem greșeli, nu sunteți dușmanii noștri. Unii din colegii noștri a presa sau nu vorbesc, eu vorbesc, deci vorbile nu le cumpăr, am vorbit la purtător, apreciez dialogul, deci nu, presa nu mănâncă oameni, dar trebuie să știi să te comporți și să știi să te aperi. Și acum un secret, după 31 de ani de primar, de activitate consecutivă și efectivă, nu am niciun dosar penal. Deci am avut un dosar penal 4 ani de zile, în care am stat 3 ani martor și un an suspect, pentru că am făcut, început pe timpul regretatului Curiță Tărâță și cu ocazia asta, Dumnezeu să-l ierte, pentru că anul ăsta face 6 ani de zile de la data decesului, am făcut 620 de metri liniari de asfalt mai lung față de proiect. Mă duceam la audier la poliție economică și n-am fost, deci în toată perioada mea, mă duceam la audier și întrebam care e abuzul în serviciu și care e fapta. Fals material în scrisuri oficiale, ca și primar, pentru că aici, în toate dosarele penale, există o ierarhie. Ierarhia în ce constă? Proiectantul proiectează, da. Dirigintele de șantier pun în operă cantitatea calitativă și cantitativă a lucrării, constructorul execută, iar eu sunt beneficiarul final al lucrării. Da. Ce am tăinuit, ce abuz în serviciu am făcut, pentru că după 4 ani de zile, după 3 ani de martor, m-a pus suspect. Și mă duceam, vreau să vă spun că nu cu trageri de inimă la aceste audieri, am fost o dată vreo 3-4 ore la audieri. Dar în finalul am trecut în decembrie, am ieșit cu NUP, pentru că așa era normal, nu cheltuisem bani, nu derogasem proiectul, adică nu luasem cantitativ și calitativ din acel proiect european să-l fac pe ăsta în plus. Ăsta era cu altă destinație, era la Iucșa, era la Casa Memorială, tot l-am repetat de vă 3 ori pe Curiță Tărâță, el era pe cai mari la acea dată, era președintele Consiliului Județean și acum n-aș putea să vă spun că nu mi-a plăcut și mie, adică să-l opresc, stați domnul președinte, nu puniți pe strada asta. Da. Și am pus, în schimb am ieșit greu din încurcătură, iar momentan, dacă se promovează săptămâna asta la Senat, că e foarte decizional, fără penale în funcție, deci nu am niciun fel de dosar în curs, iar de definitiv și revocabil nu se poate vorbi. Asta e o chestie de cinste, deși se vorbește la momentul ăsta în România că dacă n-ai măcar un dosar penal, nu ești o persoană publică adevărată. E un fel de, trebuie să ai o colecție de dosare. Păi era ceva cu chestia asta cu dosarul penal. Deci nu poți candida de primar dacă n-ai dosar penal. Exact. Era un mit pe tema asta. Ori eu n-am apreciat asta și de regulă care i-am avut colegi care au învățat de la mine, pentru că generic unii mai îmi pun o sintagmă, starețul primarului sau patriarhul primarului, da. Având în vedere longevitatea funcției, vă dați seama că am fost un autodidact, am învățat, deci tot mereu formându-mă, deci tot urcând ca și vârstă, ca și carieră, iar acum scopul final este să devin patriarhul primarului din România cu 8 mandate, dacă reușu pe asta în septembrie 2020, dacă se țin alegeri la termen. Dar vă pregătiți pentru alegerile astea? Nu fac o pregătire anume. Deci să știți că de când am intrat, de la 28 de ani și până la 58 acum, același om am fost. Dacă să aveți posibilitatea să vorbiți cu oameni din comună, nu m-am schimbat, nu. La mine campanie electorală nu există acele 30 zile decât politic, pentru că trebuie să mă duc să dau anumite rapoarte, statistici, da. Licerei. Efectiv, campania electorală durează 4 ani de zile, am trecut alegerile, m-am validat, îmi fac treaba, vin la servici, deci nimic altceva. Apropo de făcut treaba și de 4 ani, că despre asta trebuie să vorbim. Anul 2020 este de departe unul dintre cei mai proști ani din ultima decadă. Da? Nu-l punem pe 89, că a fost cu Revoluția, dar din punct de vedere al dezvoltării, lucrurile au mai stat pe loc, a venit și virusul ăsta care ne ține cumva economic pe loc. Cum vă descurcați aici? Au trecut 6 luni deja, 7 luni. Problema care este? Deci Bozieni, după cum știți, în toată perioada după Revoluție, deci am fost o serie de comune aici denumită generic Catanga, din punct de vedere a sărăciei. Și era un trio expres a comunilor, era Valea Ursului, Onicieni, Bozieni, Poinari, Pâncești și așa mai departe. Momentan, având în vedere prin ce am trecut în această perioadă, deci fiecare primar, că nu poți să spui că un primar din România va fi dușmanul propriei comunități, deci obligatoriu fiecare vrea să facă, dar să știți că fiecare caută să facă, dar câteodată te lovești de uși închise, te lovești de birocrație exagerată, te lovești de oameni funcționari care mută aerul și nu vrea să te ajute, faci proiecte care
alergi că primul venit, primul servit, cum am avut anul trecut un proiect pe FDI, Fondul de Dezvoltare Investiții, pe 77 de miliarde, l-am depus la numărul 1322 la minister, am cheltuit vă 2 miliarde și momentan stau cu el. Adică este și un risc să te duci să accesezi, pentru că nu știi dacă obții punctajul și să poți să-l faci eligibil. Și întotdeauna, și nu ascund, deci totul are conotație politică, inclusiv la aceste proiecte. Dar nu e normal să aruncăm politicul în partea de administrație. E o chestie anormală, nu? Nu ar fi normal, pentru că eu nu am un SRL la Bozieni, cum fiecare coleg de-a meu primar, deci nu tinde să facă ceva pentru comunitatea lui, pentru că funcția este, să nu confundăm funcția cu profesia. Mulți, eu nu spun de mine sau că sunt mulți colegi de-a mei care intră și confundă funcția cu profesia. Una e una, alta e alta. Deci fiecare profesia este trecătoare, dar apa trece și pietrele rămân. Și atunci, ca și comunitate pe care o reprezinți, ești numărul unu în această comunitate, ești primul gospodar, primul om. Acum, dându-ți sintagma asta, nu trebuie să-ți crească corniță, precum că ești cel mai deștept. Adică trebuie să fii un om moderat, temperat și să încerci pe cât posibil să faci și ceva. Adică în fiecare mandat, în 4 ani de zile, să se facă ceva. Și acum o mică paranteză. Am luat comuna în 89 la regretatul Constantin Enache, frate cu Petru Enache. Deci nu sunt nostalgic după comunism, pentru că eu am fost născut în epoca de aur, dar n-am avut funcții politice la Partidul Comunist. Ca să nu cumva să credeți că sunt un puișor de ăsta de peceri sau ca ghebis, exclus. N-am școală de partid, nu am avut funcții plătite, deci nu. Am fost la CAP ca agronom. Deci nu am treaba asta. Dar vreau să spun că regretatul Titi Enache, fratele lui Petru Enache, am luat o comună în 89, sărăcuță. Sărăcuță din punct de vedere a școlilor, școli cu sobi de teracotă care nu mai aveau îmbrăcăminte, cu cărbuni căpilernii, cu iluminat public de proastă calitate, drumuri care se răsturnau căruțele că erau acele roz de lemn. Ori la data asta, telefonie fixă, telefonie mobilă, nici nu se punea problemă, fax, internet, exclus. Momentan am câteva dotări pentru că timpul mă învăța gospodar, mi-am luat utilaje la primărie, mă dezăpezesc în regie proprii singur, deci am tractor, buldo, excavator cu lamă, cu vitanș, cu tot ce sărăriță, tot ce este, pentru că înainte se dădea telefon la piatră, domnul prefect, domnul, trimiteți-mi și mie, păi dați-vă seama de la piatră, neam să ajungă până la mine sau să-mi dea mine. Și ei își fac treaba lor prima dată, că așa e normal, să dau DJ-urile, DN-urile și pe urmă să vii pe DS-uri, DC-uri, deci așa. Iar înainte lumea era, cum să spun, mai puțin pregătită, mai puțin informată, ca să nu zic pregătită. Ei, momentan, acum, dacă noaptea asta ninge, motorină cu salariață la ora 4 comandamentul, i-am sunat, mi-am luat echipamentul cu băiatul la situații de urgență și cu vicele primari care facem o echipă de 3, și plecăm și iau de la Crăiești la Național, îl duc la Cuci, îl duc la Hotar cu Băcești, cu Vastuiu. Și după aceea, în final, intru pe adiacente. Dar lumea să știți că nu mai are răbdare. Eu am intrat să dezăpezam cu căruță cu doi cai. Pentru că am luat o primărie veche și insalubră, am luat-o pe asta aici și am făcut-o, am modernizat-o cu calorifere, cu apă curentă, n-avem nici grup social și la primărie mai sunt și femei, mai sunt și fete care așa. Era o primărie insalubră la marginea satului, momentan cu căruță cu doi cai foarte bătrâni, cu aceea am debutat la primărie. Momentan am făcut iluminat public, s-au adus telefonie fixă, s-au adus telefonie mobilă, s-au adus societate de cablu, am făcut camere de supraveghere. Am făcut apă și canal, poate o să vă mirați, la Bozieni, cordonul de abia acum a început să se modernizeze, deși e cel mai puternic din județul Neamț, cred că printre puținii pe țară. Am 21 de kilometri de magistrală, după un travaliu lung, o naștere ușoară, l-am început de prin 2013 proiectul, la execuție a durat 5-6 ani de zile, că așa e treaba, cu fondul, cu decontul, cu prerecepția, cu recepția, iar 2 ani de zile, să nu vă mirați, am încercat predarea. Am încercat să predau la apa vitală la Neamț, dar n-am găsit înțelegerea cuvenită să-l predau, deși sunt 21 de kilometri de apă și canal, pentru că proiectul e comun, înainte era apă, apă, canal, canal. Acum este apă și canal. Iar acum am văzut că nu este înțelegerea cuvenită totală și am predat-o la apa vitală Iași. Dar să știți că sunt foarte meticuloși. Deci au venit comisii și paracomisii. Vini de la garda de mediu apelor, vini de la pornește stația de epurare, hai la captare, hai să vedem spaul nu știu care. Deci să nu credeți că ia la hurt.
multă hurtă, e un arhaism, adică la grămadă. Da, da, da. La asta mă refer. Au venit în comisie de vot, cred că vot 20 ceva, de vot 3-4 ori. Și v-am spus, după 2 ani de zile, după un trăvariu lung, am reușit de vot 2-3 săptămâni de zile și am predat 21 de kilometri de magistral, un mânt, cam perioada următoare, prestatorul, i-am delegat competența pe 49 de ani și urmează să facem branșamentele către populații satele Bozieni și Iucșa. Momentan mai am un proiect pe 103 miliarde semnat la apă și canal pentru extindere în satul cu 300 de gospodării, 23 de km de magistral. Dar cu o singură condiție, deci nu vreau apă de la Iucșa, de la captare, vreau să fac forări în teren cu apă din Cuci. Adică extinderea, cei din Cuci să bea apă din Cuci, să nu bea apă de la Iucșa. Asta nu înseamnă să faceți niște păsuții noi, genul? Sigur, urmează să fac captare. Să fac captare suplimentară față de Iucșa, pentru că la prospecțiuni când am făcut, era vorba de 9 litri gravitațional pe secundă. Ori, în momentul, în studiul de impact pe care l-am făcut asupra proiectului apă și canal, acoperea un nivel de familie. Ori, în momentul de secetă, nivelul de 9, câțiva litri pe secundă scade. Și atunci nu pot să mai extind încă 300 de familii să mai dau apă la Cuci, neavând forarea, să fac puț forat separat cu care să măresc cantitatea și debitul. Bun, aveți planurile? Contractul l-am semnat cu ministerul, numai să intru pe prospecțiune. Acum, asta nu știu. Asta era întrebarea... Vă rog, am anticipat-o? Da. Vă rog. Ce ați început? Ce aveți planificat? Ce... Păi anul ăsta 2020, ca să nu iau prea în urmă, că e mult de vorbit și, cum să vă spun, televiziunea e limitată ca și termen, ca și nu puteți să vă ocupați emisiunea numai cu mine, mai aveți alte activități cu alți primari și așa mai departe. Dacă vorbim de 2020, deci apa și canalul rămâne subiectul numărul 1, care după 7 ani de zile am reușit, l-am predat, urmează către gospodării branșamente. Am făcut la Crăiești, momentan urmează să fac doar marcajele și semnele de circulație, de 620 de metri liniar de asfalt în strada Libertății cu 7 miliarde jumătate pe gal, deci fonduri obținute prin gal Elisabeta Doamna de la Horia, în care suntem cele 8 comuni. Urmează să fac 800 de metri liniari de șanț suportat din bugetul local și 27 de poduri. Deci pentru că acolo la Crăiești, de la DN, din Naționalul care a făcut spre Bozieni, spre cimitir strada Libertății, că așa au chicat și s-au brodit, acolo le-am străcat podurile odată cu lucrarea de investiții. Și atunci ne-am obligat, cel puțin moral, ca la oameni atâta timp, pentru că unii au posibilitatea să-l facă, alții n-au posibilitatea. Sunt bătrâni, marea majoritate, mai ales satul Crăiești, comuna fi informată din 5 sate, când v-am spus la începutul, centrul este la Bozieni, unde vă aflați momentan, este Cuci, deci un sat mare cu 300 de familii, Iucșa, Crăiești și Băneasa, un sătuc undeva cu 30 ceva de familii, sus, undeva mai sus. Dar și acolo am avut grijă ca în decursul anilor să le fac și lor câteva utilități, adică biserică, școală nouă, drumuri modernizate, iluminat. Ai măcar o bază de la care să porniți și în timp, cine știe, extindeți, nu? Întotdeauna am luat-o cu centrul, eu nu mai pot vorbi la ora asta de că n-am făcut, pentru că bilanțul meu de 31 de activitate m-ar face de râs. Nu pot să spun că Bozieni este o comună europeană la cheie, dar pot să spun că în momentul de față am făcut câteva activități și infrastructura cât de cât pregătită, adică drumurile sunt bune, am camionul în dotarea primăriei cu care balastez DC-urile și DS-urile, am pus asfalt pe care am pus marea majoritate pe DC-uri, pe drumuri comunale. Da. Acum Crăiești el închei în câtva timp. Momentan, întâmplarea face ca astăzi, tot pe strada fermii, deci covorul asfaltic pe 840 de metri liniar cu 750.000 de lei RON, deci pe buget local asfaltul, iar și acolo, ca și la Crăiești, vă spuneam, fac șanturi betonate și acolo fac poduri, pentru că așa e chestiunea. Deci nu poți să-i strici omul fără să-i faci. Așa. Și atunci fac un singur șanț pe parte, pe un singur sens, iar podurile le fac la toată lumea, indiferent că au avut sau nu au avut, fac poduri standard de 4 metri. Ce vă reproșați? Nu se poate să spuneți că totul a mers bine și totul e pe roze și e minunat. Ce vă reproșați? E o perioadă lungă în care sunteți primar. Am luat-o ușurier și sistematic, deci nu pot să spun că totul e făcut și eu de acum aș mai merita inclusiv moaștele să vină la Bozieni cu Gurmăzescu. Deci mai sunt, pot să-mi reproșez, pentru că la Revoluție nu era medic în comună. Nu era medic veterinar, nu era medic uman, nu era pentru un paracetamol sau pentru o aspirină, se duceau la Roma să cumpere ghețul oameni. N-am reușit ca și reproș, dar dacă rămân, poate reușesc, n-am reușit să aduc un medic stomatolog
Deci asta, au venit, au văzut, le-au plăcut și au plecat, înapoi n-au mai venit. De la ce nu ne înțelegem? Nu ne înțelegem de la dotările din spațiu pe care îl punem la dispoziție. Ce vrea domnul doctor sau doamna doctor? Vrea să-i utilizez tot cabinetul, cu trusă medicală, cu duș, cu ghiuvetă, pe banii primării. Investiția este mărișoară cât de cât. Și acum, având în vedere și distanța din Roman, vreo 30 de kilometri de venit, dus, venit înapoi, vă spun că este un capitol deficitar stomatologic, deci copiii, bătrânii, ar fi un vad, pentru că veniți acum vreo câțiva ani un medic de la Oniceni, de la Iași la Oniceni. Da. Veniți medic stomatologic și avea clienți. Nu zic că n-ar avea clienți, dar nu reușesc să-i conving să vină, pentru că în primul rând îi rupi naveta. Deci venitul și cred că bănuiesc că frica că nu fac beneficii aici, dar ar fi, lumea e sărăcuță, dar să știți că ar pune, unul ar scoate o măsea, unul ar pune că acum pe la Roman e 100 de lei o scos o măsă la urgență și mai dai 30 de lei de dus și venit și mai dai 100 de acolo, e dat sărăcul omul, dat jumătate din pensie. Și atunci asta mi-aș reproșa. Între timp, dacă vreți să vă spun câteva bune care am făcut. De sediu primărie 96, eu am stat într-o primărie veche, a fost a unui preot naționalizat, ne-a dat în judecată, am acceptat din prima, era insalubră, mizerabilă, și am luat această primărie în centru comunii, după care am făcut o echipă de fotbal de oameni de 8 ani de zile, Voința Bozieni, în care sunt în Liga a 4-a și am fost și lider, la care am jucat și eu fotbal când eram mai mic, acum 40 de ani în urmă. Și țin la echipa de fotbal cu tradiție. Sigur. După aceea am făcut în fiecare an Ziua Comunii. Nu pot să mă laud că am adus artiști de primă mână cu 15.000 de euro, dar am adus artiști, am adus-o pe Margareta Clipa, am adus, dar nu de ordinul ca așa, cu 500-600 de milioane fac toată Ziua Comunii. Momentan, anul ăsta nu mai pot face, pentru că este pandemia care ne bântuie și posibil să intrăm pe stare de urgență, iar banii i-am realocat și am cumpărat 65 de tablete de Novo și le-am donat pentru o școală la copiii nevoiași. De Ziua Comunii anul ăsta, adio și pa! Țin foarte mult la eroi. La eroi, pentru că sunt strămoșii și moșii și strămoșii noștri. Am în centru comun la Centenar, aici am ridicat o frumoasă și zveltă troiță, troiță însemnând în slavonă cruci. Așa, am făcut datin și obiceiuri cu sfințenii. La data de 31 și cu ocazia asta să fie și ca și o invitație pentru dumneavoastră, dacă vreți, pentru că dacă luați toată zona, pe 31 la ora 11 adună în jur de 7-800 de oameni, 1000, fierb 200 de litri de vin, dar nu cu scop electoral, să nu dați pe latură politică. Iau 5-6 de colaci, iau 5-6 de ciocolate, fierb, dacă e frig afară, fierb 200 de kg de vin, dau câte o căniță ca să nu se machească pe aici, să nu mai putem să găsim revelionul noaptea, la 12 noaptea, stăm, primesc căpriță, măură, copiii cu cerb, cu capra, cu ursul, cu tot, și o fac cu sfințenie. Da, și vin copiii, îi îmbrac național, pentru că îi pasul următor despre care vreau să vă vorbesc. Am și un cămin multifuncțional, tot pe Gale Elisabeta Doamna, pentru că să-i mai rupim pe tineri de la manele și alte fapte antisociale. Vă faceți dușmani. Îmi fac dușmani, eu sunt reacă mai conservator și eu am doi băieți acasă, dar băieții mei, eu nu prea am acceptat anumite chestii și câteodată când fac corecții, am zis, tată, ești pe exigență sau eventual mai spune cumva mai urât așa, comunist, adică în momentul când vrei să fii mai disciplinat sau vrei să introduci cât de cât o reacă de ordine, ăsta gândește ca și comunist. Ori căminul cultural, dacă îl fac mult, pe lângă echipa de fotbal, am 64 de costume populare pe care le-am achiziționat și dacă vreți cu mare drag le puteți vedea, care le folosesc la evenimentele comuni, Ziua Comunii, la eroi, datin și obiceiuri le-am adus, tot pe gal sunt luate, nu-i solicitat bugetul comunii, pentru că bugetul comunii Bozieni nu e o metropolă, e un buget sărăcuț, iar taxe și impozitele locale nu le-am mai majorat în ultimii 5 ani de zile, când ai de unde, pentru că pensii au rămas, marea majoritate, 70-80%, sunt pensii de agricultură. Mai am 15 mese de șah echipate cu ceasuri, cu piese, cu tot, am două mese de tenis, o masă de biliard, 50 de scaune, un videoproiector. O stație audio. Faceți și un fel de cinema? Sunt anumite, poți să faci anumite emisiuni, să dai cu așa, să inviți presa sau așa, să faci câteva emisiuni educative cu tineretul, cu videoproiector, aduci copii și le dai o lecție despre pandemie, poftim. Sau alte chestii. Da. Duminica când e fotbalul acasă, îi chemăm la fotbal, când îți date și obiceiul să umpli centrul comunii, la eroi,
colaborăm cu preotul de la Bozieni și vin și școala cu depuneri de coroane, tot. Deci încercăm ca să socializăm și cu tineretul, pentru că marea majoritate a comunii și toți cei din comun sunt bătrâni și acum cei care trebuie să-i atragem și să preia viitorul, deci ne antrenăm și cu ei un pic. Care e rata de plecare din comună în străinătate? Puteți spune? O 30-40%. Da, sunt mulți plecați, dar acum, atât din punct de vedere al sanitarului, se întorc marea majoritate. Deci care, cum, pentru că s-au stricat treburile și pe acolo, și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere a stării de sănătate sau ceva, și frica, așa marea majoritate vin acasă. Dar să știți că toți care au fost plecați, toți, un procent de 50, 60, 70% și-au făcut locuințe, și-au făcut locuințe, și-au modernizat locuințele, s-au făcut utilități, deci s-au făcut o fosă acasă, s-au făcut o băiță acasă, mare majoritate, care au fost, nu i-au plăcut gospodăria, nu au făcut, dar mare majoritate, deci comuna... Pun în practică cumva ce au văzut în străinătate, unde au fost, vin și se pune în practică și aici, în comună. Se modernizează. Se modernizează, mai există o chestie în iulie când vin, folosim un dialog care acum n-aș vrea să-i supăr, pentru că și acolo ei muncesc, nu s-au dus de bine din România sau din comună, s-au dus pentru căutarea unui nenorocit de bani, pentru că la noi momentan și toate comunile și poate și la oraș este treaba asta, locurile de muncă. Este problema secolului 21. Deci locuri de muncă la nivel de comună nu găsești. Ca să te bagi să faci o activitate particulară, nu prea văd ce să o faci. Dacă vrei să te structurezi pe agricultură, creșterea animalelor sau cultura vegetală, iar vedeți că seceta pedologică, seceta prelungită dă în cap și atunci efectiv, după aia, n-ai o piață de desfacere a produselor. Sau crești un număr de animale, de, știu eu, tău oraș l-a îngreșat sau nu știu care. N-ai cui să dai, vine negustorul, vine samsarul, precupețul, îți dă prețuri de nimic și atunci săracul om nu poate da înainte. Pensii sunt mici, deci terenurile multe și de proastă calitate, pentru că și terenurile agricole, cum e omul cu diabetul, deci nu iei pastica de diabet, ai ocazia să te prăbușești. Ai terenul, nu-i dai îngrășăminte, deci nu faci recoltă. Asta e regulă de bază. Revenind la cei care se întorc din străinătate, cum percep schimbările din comună? Adică pleacă, au plecat în urmă cu 3-4 ani, 5 ani din comună, lăsând-o într-un anumit fel și se întorc într-un alt fel. N-aș putea să vă spun că apreciază chiar la maxim, pentru că sunt anumite. De exemplu, dacă o familie a locuit undeva mai lăuntric, pentru că acolo l-a prins casa, acolo a fost părinții lui și niciodată să nu-ți uiți tradițiile și datinile și obiceiurile părintești. Și cei care ți-au dat viață, unii care iau în viață să-i prețuiască, care nu iau să-i aprindă o lumânare acolo. Problema care este? Că unii, acum v-am spus, nu vreau să supăr, nu vreau să fiu sarcastic, nu vreau să deranjez pe nimeni. Eu am căutat să fiu un bun moderator, să liniștesc lumea, nu s-o incit. Mai sunt nemulțumiri pentru că efectiv să vină de acolo și îmi cere să-i fac pot, știu eu, pentru două case pe o stradă înfundată cu două locuințe de acum 100 de ani în urmă, aici trebuie pot să-mi faci pot. Acum, nu că n-aș vrea să fac pot. Dar există o prioritizare în urma cheltuielilor. Dar nici fondurile nu ni scot din primărie, pentru că momentan, acum, pentru că toți suntem la capitolul ăsta, este urât că am rămas deficitar și n-am adus indemnizația la asistență socială. Cei care îngrijesc persoane cu handicap și acum pe luna iulie nu le-am adus, luna iunie nu le-am adus indemnizația și aștept o rectificare de buget, că de regulă îi chivirnisesc bine, adică nu mă arunc în cap dacă banii mi-o dat, hai să-i luăm că o să mai deie. Deci niciodată n-am lucrat. Deci, și mai este o latură pe care o respect cu sfințenii. Nu confund banul public cu banul privat. Adică cum îl chivernisesc pe meu acasă, cu răbdare și cu migală, la fel și pe ăsta public. Deci niciodată n-a rămas. Dar când am aprobat bugetul pe 2020, știam că indemnizațiile la asistent social nu o să ajungă. Acum nu critic guvernul, nu critic pe nimeni, pentru că și cu noi, și la noi, să nu credeți când era PSD-ul, au fost miere și lapte pe șanturi. Și noi am rămas deficitari și acolo am rămas fără indemnizații, am mai rămas fără salarii. Deci asta e ceva care e uzual și este posibil ca a doua decada lui august, când se face rectificare bugetară pentru asta, e posibil să ne dea bani. Problema este că au rămas și nu le dai bani la cei care îngrijesc persoane cu handicap. Și n-aș dori la nimeni să treacă prin așa ceva, pentru că și mama mea a fost bolnavă. Multe persoane în comun. 34, deci de asistență. Acum, eu fiind mai vechișor și având dialogul și comunicarea cu ei, bă, frate, dacă ai un caz social și deci nu ai de unde să iei, vină, fac ceva, eu din casă, fac un registru de casă și îți dau aceia 1.348 de lei pe luna asta, că nu trebuie să cumpere pampers, trebuie să cumpere medicamentul, este urât să poți să-i convingi. Unii înțeleg, dar și eu înțeleg.
Nici eu nu sunt cu ochelari virgul de cal. Înțeleg, pentru că într-adevăr la asistență socială este greu ca la ora asta să ai un bătrân, să-l îngrijești și eventual statul, inspectoratul, primăria, când îi vine data de 7, să nu poată să-și ia acea indemnizație care îl îngrijește. Acea la zilele lui sunt numărate pe dește, deci nu știi. Dar când... cum considerați că, de ce a rămas asistența socială, care ar trebui să fie un domeniu important, ar trebui să fie una la vârf în materie de finanțări? Cum de rămas așa în urmă? De ce? De întotdeauna și în anii precedenți, deci mereu am rămas, deci la cheltuieli de personal, am rămas pentru că banii când se dau eventual la început, îi estimează. Prin finanță, prin Consiliul Județean, care ăștia sunt finanțatorii, sau guvernul. Momentan, deci v-am spus, e urât, dar e greu de lămurit, pentru că deja este o lună și mai trece și august, deci două luni de zile și lumea îndură. Și acum, ca să ajungem aproape de, să ne apropiem și de final, spuneți-mi, rog, care ar fi relațiile primăriei cu forurile superioare? Prefectură, Consiliul Județean? Acum, prefectura e o culoare, Consiliul Județean e altă culoare. Asta știm cu toții, deși ar trebui să nu fie. Cum vă înțelegeți cu ei? Vă ajută, vă susțin, vă ascultă măcar? Nu aș putea să... Am avut toată generația de prefecți, președinți de Consiliul Județean, am avut 7 legislativi în decursul anilor, 7 mini-parlamente a comunii. Am schimbat, cu ghilimele de rigoare, că nu eu. S-au schimbat în timp, deci toată generația de prefecți. Am prins de la primul până la Lazar, momentan revenit a doua oară. Deci nu pot să spun că prefectul mi-a șantajat sau mi-a făcut ceva politic. Deci nu avem, avem o relație instituțională. Am colaborat cu el, de regulă caut pe cât posibil ca, dacă trebuiește, să apelez în ultimă instanță, dar eu nu sunt prefectura sau pe președintele Consiliului Județean, pe Arsenie, că e mare PSD-ist. Domnul președinte, mai trebuie o 10 lei ca să-mi dai. Deci dacă ferească Dumnezeu, este o calamitate mare, fac evaluarea, chem forțe suplimentare, o plouă acum de volum 51 de litri la metru pătrat. Am avut... Vă rog. Am avut două apeluri la 112 și imediat trebuie să te duci să intervii. Acolo n-am cerut sprijin de la Consiliul Județean sau prefectul să-l sun prefect, pentru că sunt alte zone mult mai periculoase pe lângă Piatra Neamț, care să-l cheme la Bozieni, ce să spun, să vadă că un pârâuaș o colmatat un pot și apă a luat într-o ogradă. Trebuie să intervin eu ca primar. Corect. Nu am avut în toată generația, și vă spun un om care a devenit profesionist în administrație, primar de carieră, dacă vreți să mă numiți așa, și v-am spus de la începutul locului, nu confund funcția cu profesia. Nu am avut repercursiuni politice de la Revoluție și până acum sunt om de stânga. Nu am avut prefectul să se răzbune cu ceva pe mine, dar nici eu nu dau curs. Nici eu nu dau curs, adică ești la PNL și sunt niște hoți. Nu, evit pe cât posibil, un dialog plăcut, dacă ni se întinde mâna sau ni se salută, răspund la salut. Am avut întâlnirea cu ministrul mediului, cu Costel Alexe, la primărie la Roma, la municipiu. Da. Am participat acolo, îi guvernul PNL, îl respect pentru hotărâri, că sunt hotărârile care le respectăm și noi, primărie, indiferent de culoarea politică. Deci nu am clănțăneală de asta, dacă scuzați cuvântul neacademic, că dacă e prefect liberal sau dacă e prefect PSD. Nici la noi n-au fost miere și brânză. Deci și noi am fost, poate că alții s-au mai răzbunat. Ce nu-mi place cel mai urât și cu asta, din totdeauna mi-a fost urât, când văd că la fiecare guvern, când se schimbă, se promovează, se face prostituție politică. Deci sunt colegi de mii care mirușini când mă întâlnesc câteodată cu ei. În decursul la 3-4 mandate au schimbat 3-4 partide. Nu prea suport, pentru că este un fel de, scuzați cuvântul, curvăreală. Deci ca la fiecare 4 ani, eu nu zic că nu se profită. Să profite, da. Pentru că trecând, pui condiții. Corect, ce e pentru comunitatea? Iar beneficiar este comunitatea. Eu mi s-au aruncat și mie, să știți, mănuși de astea câștigătoare. Și în 2008, când era pe val cine era, și în 2012, v-am spus, l-am refuzat piculiță tărâță să trec la UNPR. Deși era la noi la PSD și au spus, hai treci, ieși de aici la mine și hai să vezi că treaba merge bine. Hai să ajungem la ultima întrebare și după aia vă las, că sunt sigur... Nu cât doriți dumneavoastră, eu... Dar aș vrea să mă răspundeți sincer, uitând cum... Mă uit în ochii dumneavoastră cu certitudine de fără... Un primar ar trebui să fie politician? Nu. 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 Deci în momentul când amesteci merele cu perle, deci politica n-are ce căuta aici. Deci dacă te duci la partid, te îmbraci politic, te îmbraci cu roșu. Dacă te duci la PNL, te îmbraci cu galben. Deci aici cât stai în primărie, vă spun cu certitudine, și asta a fost cheia succesului. Eu de 31 de ani, vă dați seama, știu care sunt liberali tradiționali
Și să nu credeți că dacă mă duc la el acasă și îi fac un favor, nu știu de care, că îi dau vitanșa să tragă fosa, că îi fac titlul de proprietate, că îi fac nu știu ce, ăla îl conving, pentru că sunt doctrine vechi, părinți din părinți, genealogia familiei nu trece. De altfel și cel de stânga care e PSD-ist și l-o găsă Revoluția cu Frontul Salvării Naționale, indiferent ce îi se propune sau îi se promite, nu trece. Eu știu, i-am conservatori pe a mei, deci de la Revoluție am toate alegerile câștigate, deci cu diferență. Dar să nu credeți că e un fel de partid comunist la Bozieni și nu lăs ca celelalte partide să-și facă și ei. Consiliul local e bara-bara. E format din 11, 5 are PSD-ul, 5 are PNL-ul și unul are ALDE. Deci ALDE fiind un fileu între stânga și dreapta. Când bate vântul la PSD, ALDE votează cu noi. Când bate vântul la așa, dreapta votează cu noi. Dar beneficiar din totdeauna nu am fost eu, n-am fost părtinitor. Am urmărit ca comunitatea Bozieni, a cărui primar sunt până pe 27 septembrie și dacă mai prind unul, dacă oamenii o să considere că Grumezescu mai merită încă 4 ani, dar definitiv, cu limbă de moarte. Deci doar 4 ani și atât. Adică nu aș mai putea fizic, nu ca așa. Și, și este și simțul măsurii. Deci este zice că ce-i mult strică, ce-i puțin mai trebuie. Nu, la mine ajunge. Deci, eu tot zic mereu că e ultima întrebare, dar mai am mereu cât doriți, eu vă stau la dispoziție. Cum v-a schimbat? Acum vorbim de toată cariera asta de administrator al unei localități. Cum v-a schimbat până asta ca om? Vreau să spun că toate le-am făcut în timp. Eu n-am plecat acum 30 de ani, 31 de ani în urmă așa. Adică centrul comun arăta cum arăta. Blocurile astea erau așa, șanțurile nu știu cum erau. Deci, dar în timp și vechimea și vârsta, dacă vrei să ajungi la o maturitate, deci nu că le fac eu toate, am o echipă puternică, la primărie, este vicele primar, este legislativul care legiferează, este referentul la urbanism, este băiatul la situații de urgență, deci lucrăm într-o echipă compactă. Deci nu iau hotărâri, chiar dacă am o vechime foarte mare în administrație, deci mă consult și cu cei tineri de 30 de ani, dacă este un specialist, deci nu cum spun eu trebuie să fie definitiv și irevocabil, nu. Mă consult cu ei și dacă măsor și dacă văd că e ideea lui, pentru că, cum să spun, nu pot să spun că eu sunt atât știutor, pentru că un primar, chiar dacă se consideră că știe, dar vă spun că nu știe nimic. Nu știe. Nu știe, pentru că efectiv sunt serviciile de concentrate din asistența socială, urbanism, registru agricol, contabilitate și așa mai departe, care au specialiști doar în domeniu. Deci dacă mergi la stomatologie, îți faci măselele. Așa și la primărie. Vrei asistență socială? Merge la compartimentul de asistență socială. Dar primarul colaborează cu serviciile și le conduce. Dar nu dictatorial. Adică să iei un cuvânt să-l ascult și pe funcționarul cel tânăr și pe cel bătrân. Și v-am spus la începutul, nu mai sunt funcționarii care erau odată. Și am căutat de regulă să fac echipă cu ei, să nu fiu șeful lor, să fiu colegul lor, dar în anumite situații când trebuie să fiu șeful lor, deci dacă greșești, plătești. Adică dacă nu percep să văd oameni mânați, vină mâini, stai să vezi, la mine nu se lucrează cu așa ceva. Da sau nu? Deci dacă mai vină mâini, ca să-i creezi impresia lui când îl chem să vie mâini, zice, da, cred că ăsta vrea ceva. Nu am funcționari corupți, nu accept în primărie. Acum să-mi fie iertată expresia. Dacă vine unul și aduce un pachet de cafea, nu sălbatic, și nici să zic că e mesia pe pământ care nu corupția, dar un pachet de cafea dacă îl aduce, că și noi aici la protocol, într-o pauză, când nu-i nimeni aici, bine, și noi un par de apă, ne suntem oameni la următoare, suntem 8 ore aici. Deci un pachet de cafea, dar exclus, deci de la mine în jos, să se primească mită sau să se promită sau să ceară. Exclus, care o vasă, au plecat. Și asta o promiteți și pe următorii 4 ani? Eu, deci la mine, lumea, eu în campanie electorală, eu pentru ce urmează nu fac nimic. Deci vin la serviciu normal, nu am frisoane, nu am frustrări când nu ies. Deci dacă într-un caz, în septembrie, pe 27, dacă rămân alegerile, jur pe Sfânta Cruce că dacă ies, mulțumesc, 50%. Dacă nu ies, tot mulțumesc, pentru că Dumnezeu mi-a dat mult mai mult decât meritam. Deci 31 de ani de primărie. Singurul scop care vreau să mă calific, dacă vreți cuvântul, ar vrea să devin patriarhul primarilor pe România. Adică cu sintagma asta să fiu cel mai vechi, să fiu, asta m-ar mult. Și aș mai avea și câteva proiecte de finalizat. Adică nu când, dacă pleacă primarul sau moare primarul, nu se mai face primărie. Moare un județ, nu se mai face târg. Exclus. S-ar duce prin inerție, mai bine,
mai rău, nu se știe. Dar este targetul meu pentru care aș vrea să mai merg. Și cred că oamenii bănuiesc din cât sunt, sper să mi-l mai dea. Dar, repet, ultimul, cu majuscule, ultimul, definitiv și irevocabil. Domnule primar, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de care ați dat dovadă și sperăm să ne vedem la următoarele emisiuni, poate după 27 septembrie. Dacă trec alegerile și aveți o emisiune televizată, promit că eu nu să, v-am spus că am vorbile la purtător, vin, pentru că eu n-am fugit, v-am spus la început, n-am fugit de presă, mai am vreo 3 articole, ieri ați văzut că o sunai de la Radio FM, o sunat cu primarul, i-am dat un interviu tot așa de jumătate de oră, l-am mai avut de la Mesagerul, pe Bărănescu, la fel, a făcut un articol primar așa, o sunat de la Viața Nemțeană, o doamnă Oltean, primarul Revoluției, dumneavoastră azi a sunat, am acceptat din prima să veniți, nu mi-a cerut costuri, nu mi-a cerut bani, nu mi-a cerut nimic, a zis, dom'le, trebuie să vin ca să iubesc de activitatea nostru, iar ecranul la televizor nu poate să stea alb sau cu purici, trebuie să apare emisiuni și acolo trebuie să fii Grumăzescu, trebuie să fii Duminică la Uniceni, Băbuță la Cădinșa, ca asta vii scopul și menirea. Așa de deschiși încât să accepte măcar o jumătate de oră, dar... Eu mi-a spus o întrebare cam sensibilă și să nu deranjez cu vorbile, deși tot evit să nu, adică să nu deranjez. Mulți evit contactul cu dumneavoastră din văzând în presă diavolul întruchipat sau nu știu ce vede. Dar poate n-au ce prezenta, domnul Cumar. Posibil și chestia asta, dar nu știu, eu de când am intrat am fost comunicativ și de regulă nu că-s PSD, că zici și PSD și după și morni mai umblă limba în gură vreo 6 luni, nu știu dacă o să fie așa, dar eu din totdeauna vorbile nu le cumpăr, omenia o am și atunci, deci din totdeauna am căutat la Bozieni, chiar dacă o fost de la Piatra, a venit un control, a venit apia, a venit la noi un pahar de apă, a fost ca și omenia casei, o ceașcă de cafea am dat-o pentru că sunt drumeț și vin de pe drum și omul. Întreabă de o baie, de o cutare, așa. Deci trebuie să fii omenos, nu numai când începi campania electorală acum, deși te-ai prezentat ca primarul, mergi 3 ani și 11 luni ca pașa prin comună, scuzați expresia, și în ultima lună, deci 30 de zile, te apuci de pupat mâna la babi, și zici, doamne, dar mă bătesc pe mine, că eu nu știți, vezi ce-ți fac eu în mandatul următor, dacă tu nu ai făcut nimic 3 ani și 11 luni și mergi pe acolo și cum a capul în sus cu telefonul la ureche cu mobil și mai mergi și cracanat, deci îți dai seama că efectiv lumea te citește și să nu credeți că mai este lumea care era cu 30 de ani. Lumea e foarte stilată. Deci lumea e foarte stilată și foarte pregătită. Din ce în ce mai informați au accesul... Nici nu încape discuții. La ora când vorbim, sunt 3 linii de telefonie mobilă la Bozieni, suiem pe primărie și vorbim când avem prima dată, când a venit telefonia mobilă acum 20 de ani în urmă, mă suiem sus deasupra, alo, alo, ori acum sunt, este internet, este cablu, sunt telefonie fixă, telefonie mobilă, deci lumea și mai ales cu televiziunea online. Acum orice știre o ai din prima, nu mai este presa scrisă, este, are și ea rolul ei, dar presa scrisă e mai mult o preferă pensionarii bătrânii. Dar să știți că marea majoritate, eu cel puțin, am informația printre primii. Dacă la guvern s-a întâmplat și a pus informația, cum a pus-o televiziunea dumneavoastră, că a spus-o jurnalistul nu știu care, presa... Vă vedem mereu pe internet că sunteți pe rețelele de socializare foarte activ. Am 5.000 de prieteni, este unul din cele mai mari preferințe. Nu am alte activități, deși sunt agronom. Am o cultură de lavandă, dar mai mult eu sunt managerul. Am un băiat care e inginer agronom și lucrează la Confert și am un băiat care e consilier juridic și consilier județean și jurist. Deci, pe lângă activitatea care o am la primărie, nu am altceva, n-am comerț, n-am asociație, deși ar fi putut că am lucrat ca agronom să fac ceva, dar în toată perioada asta am fugit de așa ceva pentru că nu pot să împart și privatul și statul. Deci, dacă vreți, eu la ora 8 fără 10 puneți ceasul după mine. Deci vin la servici, plouă, ninge, eu vin la servici. Nu, stai să încarc mașina cu greu, stai să trimit banii acasă, du-te și adă marfă, nu știu de unde. Deci la mine serviciul este prioritar. Merele și perele cu perele, clar. Dar nu amestecăm cola cu Fanta. Fanta e Fanta, cola e cola. Nu se amestecă una cu alta, nici merele cu perele. Mergem la reclamă de genul ăsta. Da. Problema este, v-am spus, singurul lucru care îl mai am cu echipa de fotbal la care țin, sunt președinte onorific, pentru că nu-mi dă voie, că e asociație juridică făcută și nu este meci în deplasare să nu mă duc și țin foarte mult că suntem în Liga 4 și am fost lider. Mai am pe acasă, deci cu cultura asta de lavandă, cei doi băieți, dar au separat. Cel care inginer are lavandă pentru ornament cu buchete și celălalt are pentru ulei și apă. Are o mică instalație de distilare pentru ulei și asta și este o afacere care nu curge, dar picură. Și acolo eu ca manager între ei, pentru că am doi băieți, unul Florin de 36 de ani și unul de 31 de acolo. Iar ca și nepoate, am două nepoțele, una de 8 ani și una de 7. Eu am avut băieți,
acum dragostea sunt nepoțelii pentru că bunicul e boss. Așa mă alintă fetele. Bossul lui bunicul și m-ați văzut. Iar ultima întrebare ca să vă răspund să nu... Adică nu că aș fugi, eu v-aș mai ține încă 12 ori aici. Fără apă. Deci vedeți că nici eu nu consum apă și nici nu beau de 10 ani jumătate. Deci nici nu gust, nici nu beau. De 10 ani jumătate. Facebook-ul îmi place. Dar ce îmi place, îmi place partea umoristică, îmi place de socializez, nu-mi place cuvinte, vocabular, care sunt... Intră... Libertate pe Facebook. Ar trebui cât de cât o cenzură pentru că, cum să spun, am văzut acum ceva care mă dezgustați total. Eu sunt un creștin ortodox din familie, sunt titor la două biserici, nu se laudă că nu-i bine. Am văzut unul acum, deci am văzut să pișa pe crucea Mântuitorului. Deci când am văzut, mi s-a făcut pielea găină, cum zice și Andra, cei care cântă. Deci lucruri care nu au ce căuta, ar trebui cât de cât o cenzură, pentru că câteodată stau și eu cu foarii nepoții ca vine lângă mine. Bunicule, spune-mi o poveste. Deschizând tableta sau calculatorul, deci eu nu mă uit pe ce nu trebuie, vă dați seama că am 58 de ani, am intrat în 59, deci nu mă uit pe ce nu trebuie, că nu mă tentează, nu mă interesează. Da. Mă interesează ce puniți, ați văzut că urmăresc vremea, urmăresc ce se întâmplă cu primarul Romanul, văd un coleg de meu, deci ce, nu mă interesează, dar văd și multe lucruri care nu fac cinste și deci, poate... Ați susține cumva acea inițiativă de cenzură, nu de cenzură, de control a internetului? Cenzură sună urât, deci au fost în epoca comunistă. Problema este că ar trebui să fie cât de cât raționalizat un pic cine să aibă acces, cu ce să aibă acces. Acolo apar tot felul. Și acum copiii noștri pun mare accent că dacă te duci într-o școală, 10 în pauză, din 10, 9 se uită pe internet. Deci au telefoane profesioniste, chiar dacă tațul și măsă sau bunicul n-are posibilitate, poate e un telefon care-i vai mama lui cel mai ieftin, de 50 de dolari, iar copilul nepotului cumpără telefon performant, nu știu de care. Iar copiii în pauză, deci n-ai să-l vezi că repetă lecția de la, pentru ora următoare. Și vă spun că școlile la Bozieni, și vă spun cu certitudine, pe verificate, deci nu pe verificate, nu fie campanie electorală sau altceva, școlile sunt școli europene. Am două școli noi, am apă și canal, am grupuri sociale, nu mergem la baie în fundul grădinii. Am două școli modul, am centrală electrică în toate școlile. Și le-ați adus la un standard. Le-am adus, le-am schimbat acoperișul, le-am pus geamul termopan, am dărâmat tot ce-au fost sobile cele cu cărbunii, am două școli din cinci cu centrală electrică. Am cu caloriferii, pornește centrală. Și să nu credeți că centrale electrice sunt mai scumpe ca și lemnile. Nu. În preț de cost, dacă faci analiza preț-cost între lemne și curent, să știți că curentul e și mai ieftin și mai curat. Ai apăsat butonul, o apă, asta are termostat. Și la final contează ca elevii să fie într-o stare bună de învățat, să nu fie frig în clasă, să nu stea cu paltoanele pe ei, nu? Păi în cazul ăsta, dacă copilul eu mi-l trimit la școală sănătos și dă într-o sală de clasă înghețată și stă cu paltonul pe el și cu mânuțele, cu mânușile în mână, păi numai carte nu aia. Deci obligatoriu căutăm ca omul de servici, centrala, este om desemnat, pentru că, de exemplu, la școli am pe moduli, deci am corpul de clădire, ăsta are o centrală, poate nu trebuie, ăsta nu-l aprind astăzi, dar de regulă facem, căutăm, am adus deja lemnii la școli, am adus lemnii la primărie, deci lemnii la școli le-am, deci iarna, car și varasani. Dar întâlnirea asta, ne întindem. Puneți! Întâlnirea asta... Tăieți cât vreți, descrieți cât vreți. Pe care ați avut-o la primărie cu ministrul mediului, s-a vorbit despre acea... Facilitate cu gazul metan. Gazul metan. Sigur. Da. Vă prinde și pe dumneavoastră? La Bozieni, acum o câțiva ani în urmă, am avut vorba să treacă orașul Negre, să fie o magistrală, să treacă pe la noi pe aici, inclusiv Creangă, Valea Ursul, Oniceni, să treacă pe la Cuci. Și atunci a făcut și noi toate demersurile să ne înțepăm la magistrală. Ei au găsit altă oportunitate pe Vaslui și nu au mai tras. Acum, momentan, eu de regulă v-am spus ca și Zodi sunt rac, dar sunt optimist. Nu cred că prinde o gaz metan la Bozieni, nu că n-aș vrea. Ar fi o facilitate bună pentru că în ultima perioadă, dar târziu, s-o lua măsura să se stocheze furtul de lemne din păduri. Deci foarte greu, la ora când vorbim, deși e zonă colinară înconjurată de păduri, dacă vă uitați stânga-dreapta și uneați, pădurile predomină. Așa, marea majoritate a pădurilor trecut în domeniul privat, o mai rămas și la stat, la Ocolul Silvic. Dar să știți că în momentul când vorbim, începând din toamnă, din septembrie și până în primăvară, rar să vezi o căruță de lemne fără stăpân sau să o cumperi clandestin. S-a pus ordine în ceea ce privește furturile. Asta e foarte bine. Iar dacă ar veni, să zicem, într-un viitor apropiat,
ar veni să vină gazul metan, dar vă spun, eu sunt optimist, ar fi bine să fie, dar eu vă spun că 2020-2024 nu cred că se reușește, pentru că nu-i logistica, nu-i, costurile sunt foarte mari. E probabil cum spunea și ministrul, că la un moment dat nu se justifică construcția, numai țeava să o aduci până aici și nu se justifică. Magistrala este un milion de euro pe kilometru. Deci 47 de kilometri, 47 de miliarde un kilometru de magistrală, iar branșamentul la GP-uri, la gospodăria populației, 2000 de euro. Da. Nu știu dacă toată lumea își permite să facă branșament. Ar fi util la nivel și la rural, ca și la oraș. Dar să știți că... Am zis că te terminăm, dar ne mai lungim. Era să găseau foarte greu înainte 89 buteliile. Și știți ce spun, chiar dacă sunteți din urban. Să găsea. Momentan, să știți că centrul de butelii într-un sat sunt cel puțin 4-5. Așa-i. Fiind o concurență loială între ei, vă spun că toată lumea, comercianță, prestatori, aliniază prețurile la butelii. Și atunci omul, marea majoritate, e mai ușor ca și acces. Dă 100 de lei pe o butelie și o cumpără, o achiziționează, că nu e așa de greu. Da. Și după aceea se duce și o încarcă, 40 ceva de lei. Și o are o băbuță sau tataia, o are acea butelie o lună, două de zile, pentru că marea majoritate își face un ceiuț, își face o cafeluță, își cerbe. Dar nu stă nimeni să se încălzească la butelie. Nu, exclus. Deci marea majoritate la nivel de Comuna Bozieni s-au făcut transfer de la stat în jur de 1500 și ceva de hectare de la stat către așa. Numai că și aici, iar deschid un capitol la Pandora, iar trebuie să vorbim mult. Deci omul stă cu hârtie acasă și se încălzește din titlul de proprietate, pentru că și aici se exploatează în regim silvic, iar la un hectar de păduri se marchează 2-3 metri cubi. Ori 2-3 metri cubi, într-o iarnă la o gospodărie cu 2-3 sobi, vă spun sigur că nu ajunge niciun sfert. Așa-i. Și atunci iar alunecăm, deci cu treaba, pentru că într-un titlu de proprietate s-ar putea să fie 5 moștenitori, să vrei toți 5, atunci am parte 4 metri cub la 5 moștenitori, care-i caz fericit că e singurul la un hectar sau la două, acolo ajunge. Da. Dar unii sunt mai mulți moștenitori, treaba e mai grea. Și aici ar trebui ca statul să intervină să scoată masă lemnoasă, dar nu prin samsari. Adică să ducă ăștia să precupeță. Aici e un capitol pe care ar fi... Da, eu dacă vreți vă vorbesc de orice. Deci cu mine puteți să vorbiți orice domeniu, orice capitol, fără cenzură. Puteți să mă întrebați ce doriți. Numai că nu vă permite spațiu. Lemnele o să devie o problemă, chiar dacă suntem în rural, o să fie o problemă la noi în care o să fie mai ceva ca mâncare sau ca apa. Deci, momentan. Dar nicăieri, de exemplu, pe raza comunei, n-ați plantat? Nu sunt plantații, deci din contră. Am tăiat, pentru că după Revoluție s-a exploatat sadic, deci s-a tăiat vinidealul la vale. Da. Efectiv, acea categorie de folosință, având titlul de proprietate emis, nu se mai modifică, pentru că el rămâne cu titlul de proprietate până la nu știu cât genealogia familiei. Condiția ar fi ca să te duci să obții finanțare pe un proiect ceva local, european, să obții o finanțare ca să, că nu oricine își permite să planteze un hectar de pădure. Așa. Pentru că sunt anumite costuri, cu manopera, cu puietul. Dar cu... Că sunt și niște reguli foarte stricte. Legate. Obligatoriu. Dar acum tot ce vedeți la ora asta aici, și văd că sunteți cu tâmpli de cărunte, adică sunteți copți din punct de vedere a vârstei și ca experiență, vreau să vă spun că tot ce vedeți cu ploile este și cu furtunile este, eu nu sunt prea bătrân, dar parcă nu era ploaia așa nervoasă ca acum. Ce? Deci tot vin dealuri la vale, vin ploi de astea prea. De ce? Pentru că toată lumea s-a dus, nu s-a gândit, oi, dacă am hectarul ăsta de păduri, trebuie să ajungă și o ficiorme, trebuie să ajungă și o nepoată mea. Am dus anul ăsta, am tăiat 110 metri cubi, eu ați acasă, ducem dacă mai prinde, păi nu zice nimeni, nu mai tai încă 10. Ori fă o raționalizare, neni. Ca și la mâncare, dacă azi ai o tavă de mici, mănânci puteți 20, mănânci azi 10, mai mănânci și mâine 10. Sau dacă ai un butoi de bere azi, îl bei tot. Bei azi o bere, două. De români, că românii, da, bea un butoi de... Dar și risipitori suntem. Și risipitori suntem. Din grânarul Europei care am ajuns, momentan, dacă n-ar fi să se lucreze, și iar deschid un capitol sensibil pentru dumneavoastră, dacă n-ar fi să lucrăm asociat cu terenurile agricole la nivel de comună, vă spun că 90% din terenurile care le-am dat proprietate privată ar fi pârloci. Păi mă gândesc acum, practic, cum se lucrează în momentul ăsta e fostul CAP, dar cu altă denumire. În loc de Maria Mărioara. Yeah. Dar și aici este un lucru iar sensibil ca și la păduri. De exemplu, marea majoritate, și n-aș vrea să dau un nimeni, pentru că și eu sunt agronom de profesie, toată lumea caută să profite el.
Iar ghetul țăran, și vă dau o speță acum, o speță care mie nu-mi place și deschid un loc sensibil, o rană care nu-i cicatrizată. Comcerialul a luat terenul de la oameni, 4-500 de hectare de teren, Vasluiu. Deci a ia subvenția 4 miliarde pe an. Spală această asociație, scuzați cuvântul, spală. O trece de la unul la altul, ca să vorbesc mai în limbaj, mai românesc. Pentru asta, unul limba română. Trece societatea de la unul la altul și nu li mai găsești urma. Și sunt oameni care nu au luat arenda pe acel nenorocit de hectar care el dă. Da. Și acea cantitate de 600 de kg de grâu, nici pe cealaltă nu el dă. Și sunt oameni care n-au luat de 3 ani de zile de la Comcerial și umblă, el cheamă până la Vaslui, la Vaslui are bodyguardul sau nu știu ce portar pe la acolo, nu-l primește și vin săracii pe la primărie. Problema care este? El ca și prestator, având contract de arendă, încasează subvenția, 800-900 cât o ia, pentru că îi dă direct prestatorul, că așa e legislația, iar el nu-și onorează, pentru că într-un contract de arendă există clauze de obligații și drepturi, deci el are numai drepturi. Știți? Pentru că fără obligații, el își ia subvenția, iar acum sunt săraci oameni care nu l-au de 2-3 ani de zile. Mai am o societate de la Confer Bacău. Ei au venit, uite, acum au venit, inclusiv joi, vin și aduc banii, arenda. Aduc 450 de lei pe hectare, nu fac reclamă la nimeni, aduc banii. Deci cine nu vrea bani, și-a produs în toamnă, deci a doua decadă al august sau începutul septembrie, greu sau porumb. Ori acest comcerial de care am făcut vorbire până acum, de 3 ani de zile, nu ți-i rușine să iei subvenția asta, oameni, pentru că nu ți-i cuvine. Deci dacă ai 500 de... S-au deschis acțiuni? Și aici este sensibilă chestia, pentru că nu se poate face acțiuni comune, se face acțiuni individuală. Dumneavoastră, dacă ați dat, sunt cele 500 de hectare de teren date la prestator, sunt contracte de arendă individuale. Aceste contracte de teren individuale produc efecte juridice individual. Deci nu putem noi 500 de oameni într-un dosar cu un apărător, că ar fi ok, din punct de vedere juridic, să dăm o judecată prestatorul, să-l punem, să-l aducem la bară și să-l întrebăm, nene, ți-am dat terenul, eu respect contractul, ți l-am dat pe timp de 10 ani de zile. Ei, tu de ce nu respecti să-mi dai? Pentru că acum nu că-i vorba de mine. Eu dacă îmi trebuie 500 de kg de grâu, eu un leu, am dat 5 milioane și i-am luat. Dar este mama, tata, bunicul, sunt cazuri sociale care au copii mulți în casă, poate i-ar trebui un 500 de kg de grâu. Sunt că se practică la țară, să nu credeți că dacă suntem la țară, să fac turte pe plită, să fac turte în ulei, să faci pâini, colași. Sigur. Deci eu când făceam ziua comunii sau când fac date și obiceiuri de anul nou, fac colaj de casă, pe vatră. Și acolo, în loc omul să-i dau o bere răși, nu știu cât, îi dau un colac. Și știți că mare majoritate, când cât stă și se uită la nu știu ce, trage de colac și îl mănâncă. Pentru că preotul, colac de casă, da, îl și cere. Da. Deci nu sunt ok din toată lumea, adică toată lumea caută să-și umbi trai, să lui nedurându-l capul de cel care așa. Iar 600 de kg de grâu la un hectar e o cantitate de mizerie, la prețul bursii cu 60 de bani sau 70 de bani kg, aproape de nimic. Adică ar trebui luat în balans și subvenția asta care o dă, pentru că și-ați ia statul, dacă nu ai terenul, nu ți-ar dau. Și atunci e reglementat-o el, dar el nu are. Și v-am spus, omul săracu, pe lângă faptul că prestatorul nu-i dă arenda, la mine plătește penalități dacă nu plătește impozit, pentru că impozitul plătește proprietarul și nu prestatorul. Iar eu, ca și primărie, în rolul agricol și rolul fiscal, țin proprietarul și nu prestatorul. Și asta nu arată decât că munca unui primar nu se încheie niciodată, nici zi, nici noapte, nici după program, nici înainte de iep. Am ceas la mână, e un hobby. Deci în care de acasă, dacă plec într-o zi fără ceas, mă întorc înapoi. Dar să știți, câteodată ziua n-apuc să mă uit pe el. N-are oră ceasul să mă duc, că-i 12 și să mă duc acasă. Și vă spun ceva cu certitudine și puteți verifica. În 31 de ani de primărie, ca să nu fiu nici prea lăuderos, vedeți că sunt cam bunișor de gură, dacă am mâncat de 30 de ori acasă la prânz. Deci prefer să nu mă duc, deci stau, vin dimineața la 8 litere de lege, pui ceasul după mine. Iar dacă la 12 nu mă duc ca să mă duc acasă, să mănânc, după aceea îmi vine și o leacă de poftă, să fac și o de aniază, să mai stau pe acolo. Deci în 31 de ani de primărie n-am mâncat acasă masă de prânz de 30 de ori. Nu cred. Și asta, dacă vreți, o puteți verifica. După mandatul ăsta ați decis că e momentul să mănânc și eu la prânz acasă. După mandatul care începe acum pe 27. Dacă într-un caz să zicem, nu, deci nu mă pot debarasa. La mine este, cum să spun, ceva reflex, dobândit. Cel care vine cu mașina are un chin cu mine. Deci pentru că dacă seara, de exemplu, am fost când au plouat acum 51 de litri de apă la metru pătrat, dimineața la 3:30 sau la 4 dimineața ne-am dus acasă. Deci după toată noaptea de stat pe napi, cu cizmele ude, cu pelerina, cu buldo, cu disfundă, m-am dormit, m-am așa făcut o leacă de duș, dar am dormit o două ori, dimineața la 7 l-am sunat. Hai,
Deci echipat, iar din nou, deci nu este o scuză că dacă am intervenit la un incendiu într-o noapte, că apar și de genul ăsta. Dacă apare un incendiu sau ceva, știu eu, bine, nu-ți des, că nu poți să te plângi că plouă 365 de zile, că nu-i clima de așa fel. Dar vreau să spun că dacă dimineața, deci la mine ora e oră. Iar când stau în concediu acasă, am scris două cărticele, un primar de carieră și acum mai am niște drafturi care tot le mai notez pe acolo. Dar mare majoritate mă joc cu nepoțele, vine și nu mai scap de ieri și bunicule, spune-mi o poveste. Eu acum nu sunt prea bătrân, că de zice bunicule, înainte bunici erau cu barbă, cu cărunți, așa, și parcă nu am eu aliura asta de bunic. Dar încerc și joc personajul cu el și hai, mai coci o cartofă acasă, că așa e la țară. Vine seara târziu să las noaptea de vreme și noaptea de luni și trebuie să faci ceva. Da. Și de regulă, de când îți primar, numai în decembrie plec în concediu. Deci particip la Roman Metropolitan la Datin și obiceiuri acolo, după aceea Datin și obiceiuri la mine aici și restul odihnă. Foarte bine. Domnule primar, acum chiar că punem punct, am aflat toate secretele dumneavoastră, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitate și pentru răspunsuri. Mă repet, sper să ne vedem după 27 septembrie tot în biroul ăsta, pentru că am avea ce vorbi. Eu v-am spus, chiar jumătate aș vrea să câștig, jumătate aș vrea să pierd. Dar să nu credeți că dacă într-un caz acest mandat ultim care nu mi l-ar da, m-aș duce să mă arunc de pe primărie sau să fac alte chestii. Deci sunt, cum să spun, mulțumit cu sine pentru că am realizat ceva în acești 31 de ani, am făcut rânduire, am dat fondul funciar înapoi, am avut o activitate și pot arăta, adică generațiilor care vin, la nepoatele mele, la copiii mei, la strănepoți care o să vie după mine, deci este să vadă ceva. Eu nu spun că e totul gata, că este o comună cât de cât pusă la punct din punct de vedere, dar nu e o metropolă. Bine, încă o dată vă mulțumim și rămâne să ne vedem data viitoare. Când doriți, de câte ori doriți, dar niciodată să nu vă doară. Aici era fostul Iase Cuci. Deci fostul Iase care avea o livadă intensivă, cu vie nobilă, investiții neamortizate. În timp, deci de la denumirea fermă, i-am dat denumirea strada fermii. Și acum este pe buget local, 840 de metri din iar de asfalt. Partea dreaptă, după cum vedeți, sunt șanțurile vor fi betonate, iar la fiecare gospodărie, unde vedeți acolo cum se intră în ograde la om, vom face poduri standard de 4 metri la același fel, pentru ca să nu fie discuții. În momentul când recepționăm lucrarea și un om, știu eu, poate are un utilaj sau ceva și vrea să-și facă poduri și îl poate mări momentan, ca să nu facem discuții nici de un fel, facem poduri la toată lumea la fel. Șanțurile sunt turnate și nu dalate, iar astăzi întâmplarea face, deci n-am venit cu scop electoral sau cu populism, deci astăzi se toarne primul strat de covor asfaltic pe strada Fermii, satul Cuci. După cum vedeți, lucrează și mai avem la Crăiești tot așa, vă spuneam că la Crăiești este turnat stratul 1 și stratul 2 și urmează să se facă semnele de circulație, să se planteze și urmează marcajele. Și acolo recepționăm, acolo pe fonduri europene, aici e buget local.